fidel față de clienții săi și mereu alături de ei. Acesta este sloganul Asociației de Împrumut Vișoara, care la 31 mai anul acesta și-a deschis prima filială în oraș. 12 ani pe piața financiară, experiența de a lucra cu clienții și nevoia oamenilor de bani pentru evenimente în familie, reconstrucții sau chiar pentru a deschide o afacere. Potrivit lui Mihai Mârza, manager al asociației, acestea au fost cauzele pentru a extinde asociația și în Glodeni. Începând cu anul 2013, de când am încăpătat categoria B de activitate, deci am observat că o bună parte din locuitorii raionului Glodeni nu pot să beneficieze de serviciile asociației noastre, deoarece așezarea geografică nu este favorabilă. De ce? Am decis să creăm o filială în centru raional ca să putem presta servicii și locuitorilor din satele Petrunia, Iabloana, Danu, Limbienii Noi, Fundurii Vechi, să creăm confort clienților, și anume prin profesionalismul lucrătorilor, anturajul care este creat, care să ne dea, să dea încredere clientului, nu numai celor care vor să iei împrumuturi, dar celor și care vor să depună împrumuturi. Avem toate cele necesare pentru un lucru eficient. Asociația de Economii și Împrumut Vișoara Domnească are peste 800 de beneficiari în nordul țării. Servicii de împrumut, asigurare, acceptarea de depuneri, servicii aferente împrumuturilor și acordarea de consultații. Permisiunea conducerii corporației, noi vrem să vă felicităm astăzi, să vă dorim prosperare în continuare și noi ne bucurăm de rând cu dumneavoastră din două motive. Dintr-un motiv, în primul rând, că prosperăm dumneavoastră ca asociație, sunt fiind și acționar, la rândul său va prospera și organizația ca societate pe acțiuni corporate de finanțare rurală. Ați ajuns la așa un nivel când deja v-ați dat seama că trebuie să mergeți mai departe și acest mai departe e extinderea care dumneavoastră ați realizat-o. Mă bucur că ați reușit într-un timp, nu pot zic record, dar destul de operativ, să treceți toți pașii necesari pentru a ajunge să aveți această filială. Eu sunt convins că dumneavoastră doriți ca ea să dezvolte, să crească, poate chiar să întreacă după activi, după mărimi și ceea ce dumneavoastră aveți în sat. Eu activez cu asociația din 2002 și avem un parteneriat sănătos. Dumneavoastră au vrut ca să ne... Deci comasăm asociații, le schimb împreună. Eu aveam de licența B și de licența A. Dar eu, într-adevăr, cum a spus deată doamna de la Comisia Națională, zice că, sau cine a zis, s-a exprimat domnul Mihai sau domnul Victor, că va servi exemplu și pentru alții. Menționăm că Asociația de Economii și Împrumut Vișoara Domnească a fost înființată în anul 2003 și oferă un spectru larg de servicii. În prezent, asociația are peste 800 de beneficiari, iar aria de acoperire cuprinde raionul Glodeni, Fălești și Râșcani.